acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Stadion Giulești entuziast, ca de fiecare dată, în așteptarea acestui meci dintre Rapid și sibienii de la Hermannstadt. Un meci foarte important pentru ambele formații, nu doar pentru Rapid, care este lansat în cursa de vânare a titlului. Și acum Papo. N-au stat bine la pressing jucătorii de Mădălășanu. Și iată acum Rahmani, o poziție bună, Rahmani pentru Papo, prea Papo! Bună intervenția lui Căbuz. E reluarea fazei de mai devreme. Foarte bine a stat Cătălin Căbuz. O singură problemă a avut șutul lui Papo, a fost moale. Da. Și sezonul acesta este goalgetter, 7 goluri. Pentru Stoica. Foarte bună mingea, foarte bună mingea, Stoica, poziție de șut. Ezită, șutează până la urmă. Poziția corectă. După toate probabilitățile, oprus a fost. Am dansat pe lângă el Borza. Brown, trece Brown. Și o bombă frumoasă a lui Borza. N-am văzut asta. Fără ca asta să însemne că n-o fi fost. Care o văzusem puțin mai devreme. Uite-l acum pe Brown, cu opruț apărându-i în față. Ionuț Stoica încearcă și el să blocheze. Da, bun șut! Se termină repriza 0-0. Să învețe poziționare, să învețe tot ce e nevoie. Foarte bine a mers combinația asta până acum. Urmaz, Borza, din nou Borza. Scoate la Djokovic, Djokovic din prima, Burmaz centrează și este gol! Este gol pentru Rapid, înscrie Krasnici cu o minge plasată inteligent în diagonală, în cross, acolo, lângă bară. Acțiune care a arătat bine de la început până la sfârșit. A fost foarte bună și pasa lui Burmaz. Trebuie să remarcăm și pasa lui Djokovic. Uite asta. Care îl găsește bine de tot pe Burmaz. Și întârzie Opruț. Opruț acolo întârzie. Chiar ai zice nepermis întârzie. E cu omul în marcaj și îl scapă. Paraschiv, Bician. Ce bine a dus Sibiul acest atac până acum. Ei, plecase Putean. Bine pe un... Rahmani, Krasnici. Da. Simplu ca bună ziua. 2-0. Bună ziua. Dar o apărare care n-a mișcat. E de neînțeles cum pasa lui, nu asta ultima pasă, cea de la Rahmani la Krasnici. N-a fost întâmpinată de nimeni. Două goluri în interval de 13 minute. Și legiunea kosovară își face datoria. Krasnici și Rahmani, autorii celor două goluri până acum. Regăsim echipa palidă a celor de la Hermannstadt, fața ștearsă pe care ne-au arătat-o în meciul cu FCSB, se arată și acum. Excelent a venit Rahmani. Greșelile sau lipsa de inițiativă
din partea sibienilor nu trebuie să scadă cu nimic din performanțele celor care au contribuit la faza asta. Foarte bine urcă Rahmani într-un duel de viteză cu Biceanu, duel pierdut de jucătorul lui Hermannstadt. Tot Biceanu greșise, de la el a plecat contraatacul. Luni este meciul care va încheia această etapă. Rahmani